După ploile abundente din această dimineață, mai multe străzi din Brașov s-au inundat. De asemenea, în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice, au fost inundate mai multe gospodării și străzi din județ. Pentru înlăturarea efectelor produse în urma inundațiilor, pompierii brașoveni, împreună cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, au acționat în sprijinul populației și administrației publice locale pentru evacuarea apei din gospodării și din subsolurile mai multor locuințe din Preșmer, Săcele, Zizin și Brașov. Important de precizat este faptul că în niciuna dintre situațiile gestionate nu s-au înregistrat victime și nicio persoană nu a avut nevoie de asistență medicală. Polițiștii, jandarmii și reprezentanții celorlalte instituții cu responsabilități în condițiile generate de noul coronavirus continuă acțiunile de control. Sâmbătă s-a verificat modul în care se respectă măsurile de protecție sanitară în centre comerciale, piețe, târguri, supermarketuri, terase și cluburi în aer liber situate în județul Brașov. Totodată au fost efectuate controle și în mijloacele de transport în comun. De asemenea, s-au verificat 241 de societăți comerciale pe linia respectării măsurilor impuse în perioada stării de alertă. Pentru neregulile constatate au fost date 99 de amenzi pentru încălcarea măsurilor de protecție individuală, 10 pentru încălcarea ordinii și liniștii publice, dar și 10 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor cu privire la circulația pe drumurile publice. Valoarea amenzilor a fost de aproximativ 20.500 de lei. Acțiuni de control au avut loc și duminică, spun polițiștii, când s-au dat amenzi în valoare de peste 15.000 de lei. Verificările vor continua și în perioada următoare. Grupul de comunicare strategică a raportat pentru județul Brașov, sâmbătă, duminică și luni, 152 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Cu un total de 2381 de infectări, județul Brașov ocupă poziția a treia la nivel național. O echipă Brașov TV a fost prezentă sâmbătă seara în centrul orașului de la Poalele Tâmpei, la terase, pentru a constata dacă se respectă sau nu distanțarea fizică. Deși mulți dintre brașoveni și turiști înțeleg recomandările medicilor, sunt și situații în care nu se ține cont de regulile impuse în situația generată de noul coronavirus. După postarea unui material de presă pe site-ul brasovtv.com, doi tineri care au văzut fotografiile publicate, în care se observă că au încălcat reglementările, au promis că nu se va mai întâmpla. Medicii recomandă purtarea măștii în spațiile închise, dar și respectarea distanțării fizice pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Reprezentanții municipalității au semnat un nou contract de achiziție pentru alte 8 autobuze electrice marca SOR. Cele 8 autovehicule cu lungimea de 12 metri vor circula pe liniile 4 și 16. Autobuzele electrice sunt similare cu cele 32 de vehicule care sunt în curs de livrare. Ne bucurăm și suntem onorați că suntem astăzi aici și putem semna acest contract de furnizare. Modelul care face obiectul acestui contract se află deja în circulație pe străzile din municipiul Brașov. Vom respecta graficul așa cum am discutat. Garanția calității este deja cumva testată. Până acum, producătorul din Cehia a furnizat 11 autobuze electrice care circulă pe liniile 36, 23B și 22. De asemenea, au fost livrate 18 stații de încărcare lentă și alte două de încărcare rapidă. Autoritățile locale spun că obiectivul pentru anul 2021 este ca 75% din mijloacele de transport în comun din municipiu să fie electrice, iar nivelul de noxe să se reducă cu 90%. Cred că ne-am obișnuit deja cu prezența acestor autobuze și trolebuze noi. Bineînțeles că de la săptămână la săptămână numărul de kilometri parcurși crește, pentru că cu intrarea fiecărui autobuz sau fiecărui troleibuz în circulație se produce o reducere suplimentară de noxe. Autobuzele sunt achiziționate printr-un proiect desfășurat în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării și vor costa aproximativ 22 de milioane de lei. Furnizarea apei va fi întreruptă în două zone ale Brașovului marți 21 iulie 2020 în intervalul orar 8-16. Motivul principal al opririi de apă este legat de lucrările de investiții realizate în municipiul Brașov, mai exact cuplarea la rețeaua publică de alimentare cu apa a conductelor nou montate din fonduri europene. Pe Alea Petuniei și Alea Sânzienelor vor fi amplasate cisterne de apă pentru suplimentarea necesarului de consum. Valoarea întregului contract este de aproximativ 19,24 de milioane de lei, inclusiv TVA. Creștinii îl sărbătoresc pe 20 iulie pe Sfântul Ilie. Acesta este cunoscut ca aducător de ploi, deoarece prin rugăciunea sa a salvat de la moarte poporul din Israel care se lupta cu seceta de 3 ani și jumătate. Sfântul Ilie a trăit cu peste 800 de ani înainte de Hristos, pe vremea lui Ahab, regele iudeilor. Despre Sfântul Ilie se spune că este ocrotitorul recoltelor și erou al credinței. În tradiția populară se spune că Sfântul Ilie este aducătorul de ploaie. Se vede că și ziua de astăzi, nu-i așa, a ascultat Dumnezeu și Sfântul Ilie rugăciunile unora
și a plouat. Această tradiție vine de la viața Sfântului Ilie, care se spune că a încuiat cerurile din cauza păcatelor oamenilor. Poporul în vremea respectivă căzuse în idolatrie, iar această încuiere a cerului a fost ca un fel de pedeapsă pentru acest păcat. Numele Ilie în limba română provine de la numele ebraic Eliah, ceea ce înseamnă al cărui Dumnezeu.